Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că nu o să mai postez Call of Duty Black Ops, Call of Duty Ghosts, pentru că e prea vechi și nu merită postat pe canal. Bine v-am găsit la un nou episod din GTA 5. Acesta este episodul 18, cred. Și o să mergem aici. Se închide mă ăsta. M-a sunat fiica salul ăsta, să mă duc după ea, parcă. Da, n-am mai fost. Deci o să mergem aici. Viteză, viteză, viteză. Nebun la cap. Hai mă, frate. Om, cine place nouă mai mult? Bun. Dă-și tu un like dacă îți place acest episod. Sper că filmează. Da, filmează. Bă, dar asta e cam încet. Vai, du-te. Cam. Deci dacă mai fac un accident până ajung acolo, închid filmare. Închid episodul. Trebuie să merg acolo. Să dăm skip. Noi doar vrem să vedem. Să facem misiunea, nu vrem să vedem ce știe ce. Deci știm că a venit la asta. Tu trebuie să fii Michael. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. Am gândit de ea trei secretare, acum trebuie să-mi fac singur cafea. Bun, hai să las. Las. Hai să mergem cu asta, că e mult mai rapid decât prostia aia de motocicletă. Hai să vedem câte accidente fac până acolo. Ca să se pună vreun accident, va trebui să... Hey, Solomon! I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. Am uitat niște detalii. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, 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 bad idea, bad idea. No clipping anyway. Just teach him some manners. He's also in my directive here as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. What can you see on the set, boss? Asta a fost primul accident. Al doilea. Bun. Și hai să vedem ce se întâmplă. Văd un elicopter acolo. Vai de capătul zi, asta e, nu e cea mai ușoară misiune pe care am făcut-o. O știu misiunea asta. O știu.
Am băut sticola. Va trebui să ajung acolo. Deci, nu încerca să iei pe acolo, pentru că nu poți. Mai bine. O iei așa. Nu? Parcă pe aici o luai. Pe aici? Nu pe aici. Dar pe unde? Habar n-am, nu mai știu pe unde să iau. Păi, sincer, nu mai știu pe unde să iau. Am mai făcut misiune. O, mă, unde duci? Op. Asta e cea mai ușoară cale pe care o știu. Și o să fie unul pe aici, dar n-ai voie să-l împuști. Trebuie să aștept să plece. Cine este? Tu. Turns out these guys are in love with their contract. They'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? I don't recognize. Nu are timp să mă ataci. Până acum trebuie să fii jos asta. Bun. Și cam asta a fost. Trebuie să-i sperii pe ăștia ca să facă nu știu ce. Trebuie să cinstești și obține elicopterul. Asta nu e cum negociezi, nu așa negociezi. Trebuie să-i sperii pe ăștia și obține. Bine, o să fac. O să fac cu tot ce vrei. Bun. Deci asta trebuie să faci. Fac ceva mai întâi. Bă, ca să știți, a început nisoare în Anglia. Adică a început să ningă chiar azi. Da, și aici nu ninge așa des. Și chiar a nis, frate. Nu știu dacă mai ninge acum afară. Uite. Putting this
trebuie să-l parchez acolo. Bun, l-am stricat fix cum să ajung aici. Ceea ce e bine. Opa, avem niște polițiști acolo. Bă, dar greu se mișcă ăștia, bă. Stai, mă, pe unde trebuie să... Ce surpriză ce surpriză, gata. Bun, o să mai facem o misiune pentru că v-am obișnuit cu două într-un episod, deci... Să luăm noi o mașinuță de aici. Unde-s mașinuță? Bun, am intrat din nou pe autostradă și ieri mai fac o grămadă. Am ratat străduța, aoleu, drăguța. Dă-și un like pentru drift. Dă-o subscribe, că am intrat așa pe vibe. Bun. Uite-i pe ăștia. Ia-ți mașina, să vedem dacă se mișcă la fel de rapid ca durata. Race the cars. Trebuie să mă întreb pe ăștia. Dar fac asta? Și ghicești ce se întâmplă. Eu pe fraie și o să le... doar capul până întâmplă. Asta a fost fără măsură și le-o dau peste gură. Traseul e simplu. Trebuie doar să iei după ăștia. Îți dai seama că mașina mea poate să facă ceva ca lui ăstura. Uite, te știu ce mașină are asta.
O iau pe unde pot pentru că sunt mafiot. Mamă, ce s-a întâmplat mă acolo? M-a încetinit asta. L-am trecut pe ăla. Cea mai mișto parte e când o să iau mașina lui asta. Aia o să fie cea mai mișto parte. Uite, mă sună Michael. Vin acum, omule. Vin în câteva secunde. Acum cu răgăliile astea. O să-mi dau asta pe speed up, pentru că nu vreau să te-mi ia prea mult. Nu știu ce... cum se numește? Nu mai știu cum se numește. Da, am mașina lui asta acum. Și uite ce știu ce misterii am pe mâine. Trebuie să-mi duc la un garaj și zice mai ca să nu-ți vede mașina. Hai mașina, eu și nu știu cine te vom întâlni acolo. Dă-te lor zvoar, o să aștept să vă aștept să veniți acolo. Aceste mașini sunt o oportunitate. Băi, ești nebun acolo. El este pentru tine ceea ce ești tu pentru mine, zice Franklin. Franklin zice că ăla e foarte bun ăsta, adică șmecher, adică asta, nu știu cum. Poate să facă lucrurile să nu întâmple. Nu știu în ce direcție a vrut să plece acolo. Vrei să spui cum o să te bat în această cursă? Zice ăsta Trevor, dacă e despre femeie, eu am văzut-o prima. Și zice Michael, nu fi ciudat, e o profesionistă. Și Franklin zice, nu știu ce-a zis Franklin, dar zice ăsta Trevor, amândoi jos de pe ea sau nu știu cum a zis.
sau lăsă să-mi faci ceva de genul, că e al lui, știi? De la vostru primul. Sau nu știu ceva de genul. Bă, nu știu ce cu mine de fapt accidentele astea prostești. Bă, cum a trecut ăla? A zis aia să nu zgârie mașina. Am făcut opusul. Eu și condusul suntem dușmani. Asta spun și mie fani. De parcă aș avea așa ceva. Poate o să am un câțiva ani. Bun. Am făcut și misiunea asta. Dă-și un like dacă ți-a plăcut. Mi-a luat 17 minute să fac o... Ok. Asta a fost misiunea. Dă-și un like, un share. Dacă ți-a plăcut, dă-o și un subscribe. Nu uitați, dai like din nou, pentru că chiar mă ajută. Dacă strângem 2 like-uri, mai costă un episod. Am încredere în voi. Că o să strângem aceste like-uri.